A spus lucrurile atât de mari încât m-am simțit ca un mort care este supraviețuiește printr-o carte și prietenii lui se gândesc să-l facă viu după ce nu mai este. Domnul profesor Eugen Negrici, în superba sa carte Cu iluziile literaturii române, spunea că aproape tot este iluzie. Eu sunt cumva un exemplu viu că trăiesc în continuare cu iluzii și cred că și nu trăiește cu iluzia literaturii, că n-ar fi aici dacă nu ar trăi. Eu sunt, ca orice poet, idealistă. Nu cred deloc că totul a fost determinat de regim, de restricții, de asta, că dincolo de toate cauzele există ceva care nu poate fi explicat și acel ceva ne ține vii și prin acel ceva trăim și prin acel ceva, de fapt, trăiește în ultima instanță literatura. În această carte sunt mai multe interviuri, începând cu al Martei Petreu, care a vrut să-mi facă un portret, mi-a făcut și neparate portrete, cel de aici este făcut de ea, și a fost prima dată când am vorbit mai mult despre mine. Mi se părea că trebuie să vorbească de fapt cărțile de poezie, numai că ea a făcut foarte bine, că mi-a pus întrebări care țineau de istoria literară, de perioada în care am trăit, de familie, de părinții mei și cumva, fără să vreau, am început să spun niște lucruri care țineau și de istoria literară. Aproape de fiecare dată am fost pusă să mă definesc eu însămi ca poetă și aproape de fiecare dată m-am definit printr-o frază a domnului profesor Eugen Negriș, care a zis că descoperirea mea de bază ar fi consubstanțialitatea vieții și a morții. Eu aș fi mândră dacă aș fi descoperit eu asta, dar de fapt pentru toți țăranii, viața de dincolo este tot viață, e continuă, deci eu am dus mai departe ceea ce aveam de acasă. Cred în supraviețuirea prin literatură, dar cred că ea nu e de aceeași natură cu supraviețuirea prin credință. Aș vrea foarte mult să le pot avea pe amândouă, m-am străduit să mi le păstrez. Poate nu mai avem simplitatea părinților noștri care credeau cu tărie și pe care credința i-a ajutat, dar în momentele grele toți revenim acolo.